Amen. Ce se caută spre pământ și face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, minunate sunt lucrurile tale, Doamne. Cânta voi, Domnule, e viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, până ce voi fi. Minunate sunt lucrurile tale, Doamne. Înducească-se lui vorba mea și eu mă voi veseli de Domnul. Minunate sunt lucrurile tale, Doamne. Lipsească păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu fie ei binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Minunate sunt lucrurile tale, Doamne. Soarele și-a cunoscut apusul său, usai întuneric și s-a făcut noapte. Slavă ție, Doamne, celui ce ai făcut toate. S-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate într-o înțelepciune le-ai făcut. Slavă ție, Doamne, celui ce ai făcut toate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă ție, Doamne, celui ce ai făcut toate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Slavă ție, Doamne, celui ce ai făcut toate. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Mănăstirea
mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita prânzime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot greul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru grandiosul Părintele nostru, Storeț, Arhimandritul Nicodim, dinpreună cu toți părinții, frații, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului, mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru semnul orașul acesta, țara aceasta, satul acesta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc între însele Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați Lui cu Lord.
și ale tuturor sfinților cuvioși, părinți.
ale Sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor cuvioase maici, cu rugăciunile Sfinților și drepților dumnezeiești, părinți, Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! 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 Încă ne rugăm pentru un preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru preasfințitul Părintele nostru Nichifor Bătoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preacuviosul Părintele nostru stareț Arhimandritul Nicodim, împreună cu toți părinții, frații, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor care viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru statornicia Sfintelor, lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei care sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în bol, pentru odihna, ușurarea și iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință părinții frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei care slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta, să zice. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, satul acesta,
și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră. Acelor ce năzuim la tine. Acum, slavă! Începând cu slujba vecerniei, ziua următoare liturgică începe și, bineînțeles, această frumoasă sărbătoare a creștinismului, acoperământul Preasfintei Stăpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioare Maria. În secolul al X-lea, în Vlahernă, o localitate din Turcia,
Maica Domnului s-a arătat poporului de acolo care era în necazuri. Și în felul acesta, de atunci până acum, Maica Domnului este cea care ne păzește, ne acoperă, ne ocrotește sub cinstitul său omofor sau acoperământ. Vedem atât de frumos reprezentat în icoana praznicului pe Maica Domnului, care ține în brațele sale omoforul, acoperământul, pe care de altfel cu toții ne bucurăm să-l avem deasupra noastră, ca o chezășie că Maica Domnului nu ne lasă, ci ne ocrotește oriunde ne-am afla și în orice necaz am fi. Biserica aceasta, catedrala în care ne aflăm, a Sfintei Mănăstiri Hadâmbu, poartă hramul acoperământului Maicii Domnului. Și în fiecare an, la data de 1 ale lunii octombrie, își sărbătorește hramul, sărbătorește minunea pe care, de altfel, Maica Domnului, prin cinstitul său acoperământ, a săvârșit-o. Vorbeam de icoana acoperământului Maicii Domnului, care este cu adevărat o lecție, pe de o parte de dogmatică, pe de altă parte o lecție din care creștinii să învețe despre Maica Domnului. Și dacă vedem acolo pe Maica Domnului, icoana aceasta în care ea poartă mâinile ridicate la rugăciune, sau icoana oranta Maicii Domnului, adică Maica Domnului rugătoarea, ne putem da seama că noi, aflându-le în biserica pe care ea o ocrotește, avem nădejde că și pe noi ne va ocroti și ne va păzi sub acoperământul său. Biserica aceasta a venit ca o mulțumire adusă de către Părintele Stareț, de către viețuitorii acestei mănăstiri, cele care ocrotește acest sfânt locaș, această oște frumoasă și această oază binecuvântată de rugăciune, binecuvântată de ocrotirea preasfinte născătoare de Dumnezeu. Ce putem învăța din icoana acoperământului Maicii Domnului, că nu trebuie să ne lenevim, ci trebuie și noi să ridicăm mâinile în rugăciune către Dumnezeu. Încă un lucru pe care nu trebuie să-l uităm este faptul că Maica Domnului este apropiată de oameni și este cea care, fiind om ca și noi, a înțeles cât de grea este viața aceasta pământească. A înțeles prin câte suferințe au trecut mamele sau trec mamele, prin câte suferințe trece omul în fiecare zi a vieții sale și în felul acesta, fiind apropiată și fiindu-i milă de oameni, este cea în care se roagă Fiului Său și Dumnezeului nostru ca să mântuiască sufletele noastre. Ea este cea în care ocrotește și acoperă biserica. Este cea în care cu omoforul său acoperă întreg poporul, întreagă lumea creștinească. Și în felul acesta, iubiți credincioși și credincioase, noi să nu uităm că ea este Maica noastră tuturor și că ea are cu siguranță putere în rugăciune către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și dacă ne aducem aminte de acea minune din Cana Galilei, atunci când Maica Domnului împreună cu Mântuitorul și cu ucenicii au fost invitați la nuntă, știm că terminându-se vinul și pentru că ea și-a dorit ca să nu cadă în rușine, să nu cadă în desconsiderare cei care au organizat nunta, l-a rugat pe Mântuitorul Iisus Hristos, cu dragostea sa de Maică, ca să vină în ajutorul său ca aceștia să nu rămână rușinați. Știind cât de greu este pentru om ca să-și spere obrazul în fața oamenilor care de multe ori cârtesc, care de multe ori te etichetează, te bagiocoresc și te desconsideră. Mântuitorul vedem că îi spune că ceasul meu n-a venit încă, dar privindu-l cu multă blândețe și cu dragoste din nou Maica sa, Pururea Fecioară Maria, Mântuitorul îi cheamă pe cei care slujeau acolo și Maica Domnului le spune un lucru extraordinar, din care noi ar trebui să învățăm. Le spune acelor oameni, faceți ceea ce vă va spune.
Și în felul acesta, iubiți credincioși, noi trebuie să înțelegem că trebuie să facem ceea ce Mântuitorul ne spune. Și cei care au ascultat-o pe Maica Domnului atunci, au făcut acest lucru, au umplut vasele cu apă și mai apoi Mântuitorul a prefăcut apa în vin. Dar nu un vin oarecare, ci un vin foarte bun, încât s-au minunat toți cei de acolo. Și aceea, iubiți credincioși, la rugămințile Maicii sale, Mântuitorul a săvârșit prima sa minune la vârsta de 30 de ani. Și în felul acesta vedem că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului. Deși Mântuitorul îi spune că ceasul meu n-a venit încă, deci el nu era decis să facă o minune acolo în Cana Galilei, vedem că totuși la rugămințile Maicii sale Mântuitorul face, săvârșește această minune, pentru că a înțeles că nu întâmplător Maica sa a insistat, l-a rugat. Și aceasta, iubiți credincioși, este și nădejdea noastră tuturor. Că ascultând de Maica Domnului, rugându-ne Maicii Domnului, avem nădejdea că atunci când vom merge la judecată, ea va fi cea care, deși poate Mântuitorul va fi hotărât ceva pentru noi, ca să ne pedepsească pentru păcatele noastre, dar poate noi, rugându-ne Maicii Domnului, ea va mijloci pentru noi și îl va înduplica pe Stăpânul nostru ca să ne ierte și să nu ne trimite la osândă. Și vedem, iubiți credincioși, că puterea rugăciunii către Maica Domnului face minuni. Și vă aflați în acest loc sfânt, în această frumoasă mănăstire, în acest loc în care icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului din Biserica Veche, monument istoric, dăinuiește. Și ea aduce bucurie sufletelor celor întristate. Deci simțim că rugăciunile pe care părinții peste ani le-au ridicat către Maica Domnului, mâinile întinse la rugăciune către Maica Domnului, nu au rămas neascultate. Și în felul acesta ea a venit în ajutorul lor, i-a binecuvântat și ceea ce noi astăzi vedem nu este altceva decât răspunsul pe care Maica Domnului l-a trimis la rugăciunile părinților. De aceea spuneam că părinții, drept mulțumire pentru tot ajutorul, au dorit să ridice această frumoasă catedrală în cinstea acoperământului Maicii Domnului, pentru că ei au simțit că sunt sub ocrotirea Maicii Domnului și că, într-adevăr, acoperământul Maicii Domnului și mâna Maicii Domnului este pururea peste dânsii. Să nu deznădăjduim când suntem în necazuri, ci să plecăm genunchiul la rugăciune, să luăm exemplu de la cei care s-au rugat cu stăruință și felul acesta, și noi, rugându-ne Maicii Domnului cu siguranță, vom primi ajutor, vindecare și binecuvântare fiecare în casa, familia noastră și în locul în care viețuim în fiecare zi. Bunul Dumnezeu să primească rugăciunea noastră, Maica Domnului să ne acopere cu cinstitul Său acoperământ și să ne păzească în toate zilele vieții noastre, până când, plecând de aici, în lumea cealaltă veșnică, și vom ajunge la judecată, acolo să o găsim chezășuitoare pentru noi, să o găsim acolo rugătoare pentru noi și să ne agățăm de omoforul ei cu nădejdea că vom primi și noi un răspuns bun spre mântuirea noastră și a sufletelor noastre în vecii vecilor. Amin.